în vernisaj, da? Așa se numește când artiștii își expun lucrările. În cazul acesta artiștii sunteți voi, sunteți gazde, da? Și oaspeți sunt părinții noștri, nu? Și alți invitați pe care voi i-ați adus aici cu voi să vadă ce ați lucrat. Nu vreau să spun despre lucrări foarte multe lucruri. Ele se văd. Copiii care expun astăzi aici, marea majoritate au vârste între 7 și 10 ani. Sunt și copii mai mari, până la 16 ani, dar marea majoritate suntem invitați, de fapt ne și vedeți. Așa că zic eu că rezultatul muncii lor este unul extraordinar. Am ales să expunem aici, făcând un parteneriat cu primăria, pentru că ne dorim ca acești copii ai noștri, care sunt viitorul, de fapt, să aparțină comunității, nu doar știind noi că aparțin comunității, ci să fie pur și simplu parte din ea, să fie aici cu noi. Și unde se putea mai bine decât în casa administrativă a municipiului nostru, aici la primărie. Mulțumim domnului primar pentru că a fost deschis la proiectul nostru pe care l-am numit Copiii în Comunitate. Sper să fie doar un început și să mai venim aici. Ce vreau să spun foarte, foarte important, se pare mie, acești copii, generația acestea care vin din urmă, mi-e dau foarte mare speranță pentru că sunt altfel, vă spun sincer, sunt foarte maturi, dar este important că nu este acea maturitate venită din lipsuri și suferință, care poate era odată, e caracterizată de compasiune, solidaritate și foarte multă bunătate și, sincer, mă face pe mine să cred, să sper într-un viitor mai bun pentru noi, viitor pe care cu toții l-am fi dorit, dar știm că în ultima perioadă și după Revoluție nu am sperat la el, dar vă spun sincer, copiii aceștia sunt minunați, sunt copiii noștri și am vrut să fie aici, să-i vadă toată lumea, să vadă ce pot, pentru că nu omul sfințește locul, ci oamenii sfințesc locul. E nevoie nu de unul singur ca să rezulte ceva și să iasă ceva bine, este nevoie de toată lumea și de toată societatea noastră și toată comunitatea. Și am vrut să fie văzuți aici între toată lumea. Nu este un loc de cultură care este mai selectiv, ci este un loc al tuturor. Și trebuie și să fie parte aici cu noi. Înainte de a-l invita, nu o să spun despre lucruri foarte multe, avem un invitat, domnul Gârjan, unde sunteți? Unde-i domnul Gârjan? Păi, ce face bata ascuns? Avem un artist plastic care ne va vorbi despre lucrările copilor câteva cuvinte. Dar, înainte de acest moment, vreau să felicităm câțiva copii care sunt aici printre noi și care au reușit să obțină bursă de merit, acea bursă cea mai mare care se acordă în învățământul de masă pentru rezultate la nivel de Olimpiadă Națională și ne mândrim că la Clubul Copiilor 7 elevi ai mei au reușit să obțină această bursă cu premii obținute la noi la CER, la arte vizuale. Și eu m-am gândit să iau în ordine alfabetică, dar nu mai știu momentul ăsta, o să mă uit și o să îi chem Bianca. Felicitări, Bianca! Ștefan, acolo și el, Ștefan. Este așa, Irina? Unde ești Irina? Așa. Și Delia? Unde e Delia? Acolo, Delia, da? Mai e cine? Pe cine? Am omis? Nu, pe nimeni, nu? Ei au reușit această performanță prin muncă, pentru că, deși noi venim aici din plăcere la Clubul Copiilor și la cercurile pe care le avem, ei sunt perseverenți, unii dintre copii vin, uite cum este Bianca, știu că mi-i place să fie în centru atenției, dar Bianca vine din clasa 1 la noi, acum este clasa a 10-a
și rezultatele se văd. Știu că mulți poate ne dorim să se vadă rezultate imediat, dar nu este posibil. Rezultatele se văd după ani de muncă și perseverență, când reușim să ne formăm și să se văd lucrările copiilor mai mari, le puteți vedea pe pereți. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc părinților, pentru că s-au organizat pentru copii să servim și noi ceva, un suc și o prăjiturică dulce, așa ca și ei. Și o să-l rog pe domnul profesor, vă rog, nu o să... Haideți! Domnul profesor și artist plastic Ion Aurel Gâjoacă, membru al Uniunii Artiștilor Plastici în România, cu mare dragoste de copii, mi-a fost și mie profesor, când eram și eu, să zic, ca unii dintre voi, la vârstă, da? Și astăzi suntem prieteni. Și eu o să-l rog să-mi spună câteva cuvinte despre lucrurile. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat că pot să vorbesc despre copii, despre munca lor. Vreau să se știe că pentru copii, joaca, pentru că de altfel desenul este socotit o joacă de noi maturii, joaca este o treabă serioasă și foarte serioasă. Eu privesc toată ființa lor, își pun pe pânză tot ce au ei mai frumos în suflet. Nu pot să vorbesc de unul sau doi sau zece, pentru că toți de aici, toate lucrările pe care le avem în față, sunt lucrări de certă valoare. Le spuneam elevilor mei că o lucrare a lor, făcută sub supravegherea profesorului de arte vizuale, poate fi mult mai valoroasă decât a unui matur care face o școală populară de artă sau știu eu, nu face nimic. Sigur că vedem aici lucrări foarte frumos, foarte bine echilibrate. Vedeți, lucrurile sunt foarte frumos așezate. Avem rim, ceea ce se cere la o compoziție, la orice tablou avem, adică, avem armonie cromatică, avem echilibru compozițional. Toate acestea într-un tot unitar, care sunt unitari. Cromatica și, de altfel, și tematica lucrărilor este variată. Vedeți, lucrări realizate în verde, flori, deci, sau flori calde, cum ar fi portocaliu, galben sau roșu. Vedeți, tematica este ceea ce preocupă pe ei, pe copii. Natura, portretul, lumea acvatică sau subacvatică. Domeniile sunt aproape infinite, variate. Vreau să vă spun că pentru orașul Curtea de Argeș, avea un asemenea club al elevilor, unde copiii își pot manifesta talentul, își pot dezvolta educația estetică. De altfel, acest lucru e foarte important, pentru că, din păcate, urâtul sau chiciul își face loc din ce în ce mai mult în viața noastră. Ceea ce nu e bine. E bine dacă ei sunt educați la vârsta asta să vadă care este deosebirea dintre frumos și urât, dintre valoare și non-valoare. Sub îndrumarea unui profesor competent, cum este doamna Susana Socraciu, observați că au realizat lucruri incredibil de frumoase, incredibil de valoroase. Eu țin să felicit în primul rând copiii pentru munca lor, pentru că aici avem un bilanț al muncii pe un an de zile. O felicit și pe doamna profesoară care a pus suflet, nu numai competență, cu copiii, dacă nu îi iubești, nu poți să lucrezi. N-ai ce să cauți în mijlocul copiilor dacă nu iubești copiii. Eu i-am iubit din primul an de catedră și vreau să vă spun că am predat de la clasa 2 până la clasa 13 la seară. Dar
Cele mai frumoase lucruri le-am obținut cu copii. Poate că mulți dintre noastre nu au fost elevi și poate știu cum am lucrat cu ei la clasă și ce rezultate au obținut. Dacă pot spune că, așa cum Ruxandra are lucruri deosebit de importante, iată, de curând am fost invitat la un regal, zic eu, de pictură pentru copii, la un simpozion al copiilor din întreaga țară și lucrări din întreaga lume. Ceea ce nu e puțin lucru să ai lucrări venite din știu de peste ocean, să le pui la vedere, să le vadă oamenii, să le vedeți la voastră toți, să vă bucurați de ele. E un lucru extraordinar de interesant, extraordinar de bucuros și de valoros. Trebuie să o felicit pe doamna profesoară pentru munca pe care o depune, pentru sufletul pe care îl depune pentru copii. Vă felicit pe noastră părinții că ați avut această dorință să dați copiii să învețe ceva. Asta la cercul acesta, care poate e unul dintre cele mai importante cercuri din clubul elevilor. Iată rezultatele, se văd. Sunt lucruri reale. Nu putem să spunem că sunt niște lucruri spuse, doar vorbite. Sunt făcute. E bine, ca să realizezi aceste lucruri, e nevoie de muncă, de dăruire din partea profesorului și la rândul lor, din partea copiilor care sunt convins că o iubesc cu toată inima pe doamna profesoară. Încă o dată, felicitări, bucurați-vă de ceea ce aveți, bucurați-vă de copiii dumneavoastră, copiii să se bucure de părinților și numai puțin de doamna profesoară care îndrumă cu toată dragostea. Felicitări! Mai spun un singur lucru, îmi cer minte scuze față de cei câțiva copii care nu au o lucrare în expoziție, din diverse motive, poate că au lipsit prea mult. Noi am venit aici în mijlocul comunității, cu ceea ce avem noi mai bine. Copiii trebuie să înțeleagă pe lângă dragostea pe care noi o avem unii pentru alții, că noi știm între noi cât de mult le iubim și le prețuim, că trebuie să punem tot ce avem mai bun atunci când muncim, să fim serioși sau să nu lipsim sau să ne concentrăm și așa învățăm să dăm ce este mai bun din noi și îi rog din suflet să mă ierte cei câțiva copii care poate nu au lucrare astăzi din diferite motive în expoziție și vom lucra și sigur vom avea una, două, de trei lucrări la expoziția viitoare, da? Promiteți? Așa, da? Mulțumesc încă o dată părinților pentru promisiune și eficiență, s-au organizat pentru răbdare, pentru toți. Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc. Mulțumesc din noi pentru...